Când era mic, își dorea să fie fotbalist, ca tata, și-a luptat mult să-și împlinească visul. Numai că într-o zi, toată viața i-a fost dată peste cap. Azi ar da timpul înapoi doar ca să mai împodobească bradul cu tatăl lui. Urmează povestea de Crăciun a unui om cu un destin special. Cea mai proaspătă amintire care o am de Crăciun de când eram mic este perioada când ne pregăteam să împodobim bradul de Crăciun. Atunci trimiteam pe tata la piață să cumpere un brad mare, frumos, des, să-l aducă, să-l punem în living și abia așteptam să se ducă în pod să aducă cutiile cu luminițe, cu globuri, cu beteală, cu tot ce aveam și abia așteptam să le studiez și să mă uit să văd ce a mai rămas de anul trecut și imediat le sortam și ne gândeam cum să împodobim anul ăsta să fie puțin diferit față de anul trecut și era o bucurie foarte mare după aia să-l admirăm seara pe întuneric cum luminează.